Bună seara! Vă mulțumesc! Stimați membri Consiliului Procurorilor, vreau să vă prezint viziunea mea asupra situației actuală în sistemul Procuraturii și abordări care se permite rezolva problemele care existente în timpul actual. Viitorul procuror general se își propune soluționarea cel puțin trei probleme care vor schimba imaginea procuraturii spre bine și vor ridica încrederea din partea societății. Prima sarcină. Procurorul general trebuie să asigure funcționalitatea eficientă a organelor procuraturii. Cu regret, în ultimul timp, funcționalitatea organelor procuraturii a suferit enorm. În societate s-a creat impresia că procuratura ține toată țara în frică. Șourile mascaților, arestarea neintimidată și abuzivă, interceptările telefonice ilegale, reprezintă doar o parte de fără de legi cu care s-a ciocnit societatea. Această situație trebuie să fie schimbată cardinal. Sunt convins că arestul, că măsură preventivă trebuie să fie aplicată doar în mod excepțional, așa că și este prevăzut în legislație. Da. Deja e seara întregovărșită, nu știu, obosiți toți, dar alea conform legislației, suntem obligați să mă întrebăm dacă aveți recuzări față de membri, Consiliul Superior al Procurorului. Înțelegeți întregări, dar este nevoie ca să fie notat în procesul de răbat. Tot normal. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Arestul nu trebuie să urmărească ca scop umilirea sau înjosirea oamenilor și poate fi aplicată în cazurile când persoanele reprezintă un pericol pentru societate sau pentru securitatea statului. Chiar recent a fost arestat unul din colegii dumneavoastră. Eu nu înțeleg care pericol reprezintă el pentru societate. Și după mine asta nu este nimic ca niște regulări de conturi. De aceea, arestări în timpul viitor trebuie să fie aplicate numai în cazul excepțional, ca și este prevăzut în legislație. Aceste fără de legi sau probleme avem cu interceptările comunicăților, care tot trebuie să fie efectuat numai în cazul investigației infracțiunilor deosebit de grave și excepțional de grave și strict conform legii. Eu deja am devenit o statistică că o comparație. Când convorbiri telefonice sau interceptări telefonice a fost sancționat în Marea Britanie în anul trecut și cât aici în Moldova. Dar este și altă statistică. Că în anul trecut Procuratura expediat în judecată aproximativ 15.000 de dosare penale. Și în același timp a fost sancționat mai mult decât 12.000 interceptări telefonice. Puteți să închipuiți câte lucruri au fost făcut degeaba, câte cheltuieli, câte resurse financiare au fost alocate, financiare de cadre au fost alocat pentru aceste fără de legi. Mai ales reșind din ultimele evenimente care au fost anunțat recent, când zecile, sutele de reprezentații societății civile, politicienii, a fost urmărit și tot a fost ascultat, cred că, ilegal. În cazul care voi deveni procuror general, anul viitor numărul arestărilor și interceptărilor telefonici va scădea esențial. Și acest lucru nu va influența negativ la situația criminogenă în țară. Pentru o bună funcționare a procuraturii trebuie excludem niște
practice de ceas. Noi trebuie să scutim examinarea dosarelor penale în ședințele închise, cu excepția celor care prevăzut în legislație. Noi trebuie să excludem interzicerea sau limitarea accesului avocaților către clienți. Asta este o rușine care am avut loc în anii precedent și o fără de lege care trebuie să fie urmărit. În privința oamenilor de afaceri, eu sunt sigur că procurorii organelor de drept nu trebuie să intervenie în activitatea organelor agenților economici. Eu am ajuns la concluzie și organele procuraturii, organele de control sunt cel mai mare obstacol în dezvoltarea economiei țării. Recent, apropiatul meu a cunoscut și a întrebat, Alexandru, de ce s-a schimbat după schimbarea puterii în țară? Nu, eu am început a explica situația, nu explicați nimic, nu a schimbat nimic, cu regret. Aceiași oameni care urmărit din noi, arestat un an, doi ani în urmă, politici în domeniul urmăririi penală, clară pentru toți, și legislația în domeniul urmăririi penală trebuie să fie aplicată uniform de către toți. În acest sens, am intenția de a crea pe lângă Procurorului General un organ consultativ. Înainte asta a fost Colegiul Procuraturii Generale, în cadrul căruia vor fi elaborate și promovate politicile în domeniul urmăririi penale, care vor asigura în primul rând supremație legii și vor apăra drepturile și interesele cetățenilor. A doua problemă, lupta cu corupția. Eu nu sunt adeptul luptei cu corupție numai prin metodele penale. Dumneavoastră știți că dosarele cu corupție trebuie foarte mai mult un caracter profilactiv. Procedura penală, de obicei, durează foarte mult, este scumpă și, respectiv, nu este eficientă. De aceea, noi vom propune monitorizarea modului de viață procurorilor și membrii familiilor lor. Și solicităm informații respective din structurile organelor respective SIS, CNA, Poliția. Persoanele cheie în lupta cu corupția sunt și trebuie să fie procurorii șefi al procuraturilor teritoriale, specializate, secțiile, direcții. Eu am fost procurorul în teritoriu și eu am condus procuratura unde corupția nu a fost deloc. Și eu știu că un procuror-șef care este o persoană integră, onestă și profesioniștă, reprezintă un etalon pentru procurori care sunt în subordinele lui. Și un exemplu demn de urmat. Un astfel de conducător va putea asigura și un control eficient al activității subalternilor săi. Respectiv, toți procurori, șefi al procuraturilor, trebuie să fie supuși evaluări pentru a constata dacă corespund criteriilor de integritate și profesionalism în exercitarea funcției sale. Sunt sigur că pe parcursul anului nivelul de corupție va scădea brusc. Știu cum asta trebuie să fac. Lupta cu corupția trebuie va fi una din obligațiunile fiecărui conducător în cadrul procuraturii și principalul indicator de activitate. Unul din adjunctul procurorului general va fi responsabil pentru această domeniu de responsabilitate, activitate. Bună funcționare a procurorilor posibilă numai în cazul asigurării cu cadre. Știm că acest domeniu este o preocupare comună a Consiliului Superior Procurorilor și Procurorului General. Vă asigur că între Procurorul General și Consiliul Superior al Procurorilor nu va fi concurență
ci doar colaborare și consolidare eforturilor. Noi trebuie să identificăm prioritățile în politică de cadre, să elaborăm și promovăm politici în domeniul care vor permite nu doar asigurarea organelor procuraturii cu cadre, dar și crearea unor condiții de concurență. Intenționez să întorc în sistemul procuraturii procurorii care au plecat din procuratură în ultimii 5-10 ani, oameni onești, profesioniști incorupti. Conform articolul 32 legii cu privire la procuratură, responsabilitatea pentru formarea profesională continuă a procurorilor revine Institutul Național de Justiție, conducătorilor procuraturilor și însuși procurorilor. Cred că din lista asta neîntemeiat a fost inclusă excusă Procuratura Generală. Consider că activitatea de instruire realizată în prezent urmează să fie suplimentată periodic cu ședințele comune a procurorilor din mai multe oficii cu participarea procurorilor din cadrul Procuraturii Generale. Așa numite seminarele zonale care au avut loc înainte. În cadrul căruia a avut loc totodată schimb de experiență, preluarea unor practici pozitive, discuții tematice inclusiv asupra unor probleme de ordin legislativ, tehnici specifice de investigare a unor infracțiuni. Îmi pare rău că concursul pentru funcția procurorului general, fiind după mine o procedură mai mult tehnică, a devenit un proces politic. Noi am ajuns la situația când din această cauză a căzut guvernul. Nu cred că situația asta normală și corectă. Politizarea procesului numirii procurorului general încă o dată a arătat că politicienii vor să păstrează influența asupra organelor procuraturii. Declar cu toate responsabilitatea că voi scoate procuratura din influența politică. Toate discursurile, mesajele politice trebuie să fie transferate în Parlament. Procurorul nu va interveni în procesele politice și politicienii nu trebuie să folosească procuratura pentru dividendele politice. Și eu vă asigur anume astfel de relații cu toate forțele politice. În procuratură nu vor fi înainte numiri politici. Mesajul meu nu este politic, ci este profesional. Despre alte priorități din afară a cei care eu deja mi-am numerat. Știți că sunt multe dosare de rezonanță unde societatea așteaptă niște rezultate și unul din dosarele astea este dosarul furtul miliardului. Eu nu știu toate dosarele, dar am așa impresie că investigarea cazului merge spre calea greșită. Și din acest punct de vedere este evident că investigarea a fost tergiversată. Nu cred că echipa actuală procurorilor, ofițerilor urmărire penală, au director moral să continuă investigarea dosarului. Asta pe de parte, pe de altă parte, nu am încredere în așa de procuror. De aceea, primul pas a fi înlăturarea procurorului de investigare dosarului și formarea unei echipe noi de procurori și ofițeri. Al doilea pas. Trebuie adresăm la toate instituțiile internaționale cu un apel de ajutor pentru stabilirea beneficiarilor banilor care au fost furați și solicitarea privind acțiuni concrete pentru întoarcerea banilor înapoi. Treile pas. Trebuie ridicăm și analizăm dosarele care au fost clasate și expediate în judecată ce țin de nerambursare creditelor. Istoria asta durează mai mult decât evenimentele care au avut loc cu miliardul ăsta care a fost prezentat din Banca Națională. Nu trebuie analizăm dosarele astea prin prisma bunului care a fost pus sub gaș în procesul de dobândire a creditelor. Și al patru pas, și cred cel mai important, nu trebuie responsabilizăm
colaboratorilor băncilor. Important. Examinăm responsabilității funcționarilor în cadrul băncii naționale, CNA, anume secția de spălare banilor și altor instituții de stat. Între alte priorități, noi trebuie să studiem fenomenul laundromatului. Pentru mine, până acum, nu este clar. Asta a fost spălarea de bani, legalizarea banilor sau a fost pur și simplu transferarea banilor de la o bancă la altă. De aceea trebuie să studiem profund fenomenul laundromatului cu implicarea experților din domeniul bancar și spălării banilor. Trebuie să studiem și preluăm experiența altor state, unde a avut loc acest fenomen, Estonia, Lituania, cum a fost apreciată și investigată aceste cazuri acolo. Noi trebuie să investigăm dosarele penale în cazurile încălcării drepturilor și interesele statului și societății, cazurile Aeroport, Air Moldova, privatizarea obiectelor în mod abuziv, administrarea abuzivă a patrimoniului statului, activitatea întreprinderilor monopoliste de stat, Metal Feroz, Energocom, Old Telecom, Calea Ferată. Și este încă o problemă la care nu trebuie revenim. Asta e examinarea tuturor dosarelor penale, examinate în ședințele închise, în vederea stabilirii dacă există temei legale de inițierea procedurilor de revizuire a acestei cauze. Eu sunt sigur că sunt mulți oameni care stă în pușcărie acum ilegal, la baza dovezilor fabricate, inventate. Și procuratura, procurorul general trebuie să pun un punct și la aceste dosare. Vă mulțumesc! Mulțumesc, care dumneavoastră ați făcut cunoștință din 21 noiembrie. Nu a fost supus domnul Stoianoglu Alexandru testului de integritate profesional de către Centrul Național Anticorupție. Certificatul de integritate din 21 noiembrie 2019, informații despre interdicțiile valabile de a ocupa funcții publice sau funcții de demnitate publică nu sunt interdicții. Certificatul Serviciului de Informații și Securitate în privința domnului Stoianoglu Alexandru nu au fost obținute date cu privire la nerespectarea legislației sau factori de risc în activitate. Și certificatul medical eliberat la 27 noiembrie 2019 prin starea sănătății a candidaților la funcția de procuror și a procurorilor în funcție privind corespunderea pentru exercitarea funcției de procuror este act de muncă. Și acum aș vrea să trecem la câteva întrebări care va fi adresate de către membrii CSP-ului și dumneavoastră v-ați exprimat mai multe elemente cheie în conceptul dumneavoastră de management. Dar care ar fi acele elemente odată care vor fi implementate în activitate, vor aduce o plus valoare activității procuraturii? Nu, în primul rând, funcțiile managerale este stabilit strict în legea cu privire la procuratură. Articolul 11. În același timp, procurorul general trebuie să fie o poziție proactivă. Adică, el trebuie să fie chemat, să ia decizii asupra obiectivului care trebuie să fie realizat în cadrul procuraturii. El trebuie să vină totodată cu niște propuneri, inițiază diferite discuții legate cu promovarea politicii în cadrul procuraturii. Pe de altă parte, procurorul general trebuie să fie și un lider care trebuie să asigura relațiile sau armoniza relațiile între Procuratura Generală și oamenii care aici lucrează. Trebuie asigura niște relații cu alte organele stat care au tangențe de activitate apropiată de Procuratura.
cred că poziția activă procuror general se permite promova multe lucruri care este așteptate de societate și pentru rezolvarea problemele care acum sunt. Vă mulțumesc! Altă întrebare este mecanismele de monitorizare activității instituțiilor din sectorul justiției, ca de exemplu GRECO, CCPE-ul și alte instituții, au exprimat îngrijorări cu privire la calitatea de membru de drept a procurorului general, inclusiv a ministrului justiției, a președintelui Consiliului Superior a Magistraturii, în componența CSP-ului. Ce poziție aveți dumneavoastră față de acest aspect? Eu nu cred că pe problema asta poate să avea sau este format o poziție unică. Cred că problema asta discutabilă. Reprezentanța de pildă ministrul justiției în cadrul asta înseamnă că aici, în cadrul Consiliului Superior al Procurorilor, este părerea Guvernului și el promovează interesele Guvernului în domeniile de activitate. Nu văd probleme participarea la în activitatea Consiliului Superior al Procurorilor și Procurorului General. Deci Procurorul General trebuie să știe cum promovează politica de cadre, cum selecționează oamenii aici. Dar totuși, poate că părerea au dreptul în viață. Că Procurorul General și Ministrul Justiției, poate voturile lor trebuie să fie puțin limitate sau cu trânceria lor în cadrul Consiliului Procurorilor. Vă mulțumesc și o întrebare de ordine procesual. În ce caz Procurorul General poate să retragă o cauză penală pe un procuror și să o transmită altul în gestiune? În ce cauză? În ce cazuri poate Procurorul General să retragă o cauză penală de la un procuror și să o transmită altuia în gestiune? Aceleași reguli ca și pentru toți procurorii. Regulile asta este stabilit de codul procedurii penală, articolul 35 prim, care privește și că procurorul poate retrage dosarul penal în cauza transferării, delegării, detașării procurorului alt loc de lucru, în cauza nedeplinirii acțiunilor procesale în cadrul urmăririi penală în parcursul lunii, în cazul încălcării drepturilor participanților de proces. Cazurile astea este strict stabilite în codul procedurii penale. Vă mulțumesc. Poftim întrebări. În mediul de specialitate, acum se discută de intens despre necesitatea debirocratizării procesului penal. Dacă și dumneavoastră susțineți această idee, cum considerați care ar fi cele mai grave probleme care afectează regulile penale sau birocrația procesului penal și în ipoteza în care accedeți în funcția de procuror general, ce măsuri ați întreprinde ca această situație să fie îmbunătățită? În toată perioada când am lucrat în procuratură și procurorul teritorial și fiind viceprocuror general și fiind responsabil, noi am discutat totodată întrebări legate cu eficientizare și de birocratizare procesului penal. Da, sunt niște lucruri care trebuie să schimbe. În legislația în vigoare avem de pildă așa noțiuni ca pornirea dosarului penal, urmărirea penală. Cred că noțiunile astea trebuie să fie comasate.
avem institutele de bănuitului, institutul de învinuitului și cred că tot trebuie cum să facem asta. Dar totuși, cred că trebuie o creăm o grupă de lucru din specialiști în domeniu, cu aplicare experților în domeniu, inclusiv avocați, judecători, adică oameni care implicat în procesul de urmărire penal. Și poate și propunem niște soluții. Și la a doua întrebare, vine chiar de prezentare pe care dumneavoastră ați făcut-o. Am apreciat un gând pe care dumneavoastră l-ați expus în cadrul discursului, că un procuror șef uneas este un etalon pentru subaltern. Deci, întrebarea pe care am adresat-o și celorlalți candidați, de aceea țin neapărat să vă adresez și dumneavoastră, este bine știut că într-o cultură instituțională, exemplul de comportament profesional vine de la conducătorul instituției. Respectiv și în cazul procurorilor, întreg corpul de procurori se raportează la mesajul pe care îl transmite prin prestația sa procurorul general. Aș vrea să mă devin împreună la așa situație. În cazul în care accedeți la funcția de procuror general și sunteți prezent la adunarea generală a procurorilor care se desfășoară la început de anul nou tradițional, în finalul discursului pe care îl veți avea în fața procurorilor, aș vrea să vă rog să ne spuneți câteva gânduri sau măcar idei pentru finalul discursului în care să îi motivați pe procurori în sensul necesității raportării lor la valorile profesiei. Înțeleg că este acum mai dificil să formulați exact enunțurile pe care le-ați. Eu înțeles. Dar gândurile care... Da, eu înțeles. Eu cred că procurorii are o datorie mare în fața societății, în fața statului. Societatea are mari așteptări de la procurori legate cu și investigarea dosarelor cu rezonanță și cu apărarea ordinii de drept și apărarea intereselor și drepturilor omului. De aceea mesajul trebuie să fie așa, că avem o datorie mare în fața statului, în fața societății, în fața oamenii simpli și trebuie să facem treaba. În legislație este indicat că procurorul general vine în fața Parlamentului la raport o dată în an. Dumneavoastră, ce părere aveți? Ar fi ok ca să fie modificată legislația astfel încât Parlamentul prin hotărâre să decide mai des ca procurorul general să vină la raport în fața deputaților? Nu, când eu știu, legea nu permite, în afară de audierele, da, astăzi este stabilită în legislație, anume, la raport, anual, el vine odată... Prezintă raportul, dar în nici audiere astăzi nu vine, e că nu mă prezintă raportul. Cum considerați? Ar fi relevant ca procurorul general să aibă și anumite ieșiri în fața plenului Parlamentului, în cazul în care o solicită Parlamentul, printr-o majoritate, să-i spunem, absolută de voturi, adică vorbim de 51 de deputați. Știți, eu am avut practică invitării procurorului general în Parlament. Și pot vă spun că nici o invitație, nici o audiere în cadrul Parlamentului nu a dat niciun rezultat pozitiv. Asta totodată a fost transferată la niște discuții, transformate la niște discuții. Adică eu nu văd sens. Venirea procurorului general ies în Parlament și prezentarea niște informații. Mă mut ca atât, că eu știu poziția deputaților, totodată vreau să știu niște momente din cauzele penale concrete și procurorul general nu are dreptul a prezenta informația asta, deci dosarele astea se află în procedură procurorului concret. Și o întrebare cu care o am, cum considerați dumneavoastră, fiindcă ați enunțat chestiunea cu privire la eventuala identificare a problemelor sistemice din legislație pentru îmbunătățirea legislației,
un eventual grup de lucru pentru identificarea acestor probleme și venirea cu soluții. Ar urma să fie pe platforma eventuală Ministerului Justiției sau pe platforma Instituției Procuraturii. Unde ar fi mai bine să fie creată? Eu cred că avem un scop comun. Am bunătății situație. Deci nu are importanță pe lângă cui va fi asta, pe lângă Procurorul General sau pe lângă Ministerul Justiției. Dacă avem intențiile bune, avem posibilitatea a rezolva problemele astea. Mersi. Da, mă rog. Stimate domnule candidat de Procuror General, pornind de la experiența bogată pe care ați acționat-o dumneavoastră în organele Procuraturii, ne-ar interesa la moment care este viziunea dumneavoastră asupra poziției Inspecției Procurorilor, poziția actuală a Inspecției Procurorilor și perspectiva acestei inspecții, mai ales că și în societate, și în rândul celor care profesează în serie de procuror, acest subiect este discutat. Mulțumesc. Asta e instituția nou creată, adică conform legii care a fost adoptată în 2016 și cred că până acum nu a realizat posibilitățile sale. Totuși, așa am înțeles că această inspecție este pe lângă Procurorul General. Dar, totuși, procedurile disciplinare pe urmă examinează în cadrul colegiului respectiv care este supus Consiliul Superior al Procurorilor. Dacă întrebarea constă că unde trebuie să fie, asta pe lângă cui, sau în componența Consiliului Superior al Procurorilor, sau pe lângă Procurorul General? Viziunea dumneavoastră, cum crezi că e mai potrivit? Bine. Poziționarea acestei inspecții. Eu cred că Procurorul General trebuie să știe ce se întâmplă în sistemul Procuraturii. Și asta este o procedură care permite se permite a avea niște informații. Se permite ști situația legată cu încălcările legislației care au în sistemul Procuraturii. Cu comportamentul procurorilor la anumite lucruri. Deci, eu nu văd problema că inspecția asta se află lângă Procurorul General. Da, mulțumesc. Eu am înțeles poziția dumneavoastră și dacă îmi permite lege, mai am o întrebare care derivă din criteriile care sunt impuse în fișa de apreciere a candidaților. Aici se menționează despre calitatea materialelor publicate în perspectiva în care le aveți. Care este impactul și actualitatea acestora vis-a-vis de activitatea profesională în lume? Ce fel de materiale aveți în vedere? Să are în vedere articole științifice, articole în presă, toate de genul ăsta. Așa, deci menționează în fișă. Dacă aveți, nu aveți... În fișa mea aveți? Nu, aici, în fișa de evaluare a candidatului. Cred că este normal. Da, nu știu. Alte întrebări, poftim? Prioritatea doamnelor. Prioritatea doamnelor. Deci, doamnele curioase, că de obicei o să întrebe un pic indignate asupra situației creată. La Ministerul Justiției, la Comisie, au depus documentele mulți candidați la funcția de procuror general, dar erau candidați bărbați. Și în fața noastră, acum la interviu, iarăși sunt candidați... Numai bărbați. Bărbați. Deși în procuratură și în organele de ocrotire a normelor de drept sunt un număr, este un număr impunător de femei. De ce credeți dumneavoastră că femeile nu au avut curajul sau de ce nu au depus actele pentru concursul anunțat? Și ce o să faceți dumneavoastră în calitate eventuală de procuror general pentru a motiva persoanele de a înainta documentele pentru diferite funcții de conducere? Credeți că este benefic sau nu? Vă spuneți, vă rog, ce spuneți? Când am început activa în procuratură, în anii 90, cred că sunt aici și procurorii care în perioada. Noi, practic, a activat în perioada asta.
În procuratură n-am avut femei. În general n-am avut femei. Acum, cât am înțeles, o mare parte, cred că o jumătate de ani. Și cred că asta este un mare progres. Și asta arată că nu avem probleme cu egalitatea șanselor. Asta prima. Pe de altă parte, eu de ce? Știți, 5 ani în urmă Găgăuză a fost ales Bășcanul o doamnă. E că atât la mentalitatea regională că doamna nu poate să fie acolo. Pe urmă, ea a obținut a doilea mandat și majoritatea membrii executivului este femei. Și la investirea executivului atunci a apărut așa o întrebare. Tipii ne-a dat zășiat mușeni, a ne женщini. Ce ce referă referitor la întrebarea dumneavoastră. Și îți iau încrederea în privință femeii mai mult decât bărbați. Și sunt gata chiar promovez femeii la funcție responsabile în cazul ca că eu este gata. Are curaj, în primul rând, au curaj și este gata să ia decizii respective. Eu nu văd probleme. Dar prezența femeile în procuratură acum este un mare benefic. Eu recunosc asta. O întrebare care m-a adresat-o tuturor candidaților. Constantin Dol, subîntregări. Rog să vedeți care sunt atribuțiile administrative și cele procesuale penale procurorului general. Prima parte și a doua parte a întrebării. Considerați aceste atribuții suficiente sau insuficiente? Și dacă vedeți o perspectivă de a schimba, că o să e necesară să rămână procurorul din chestie. În primul rând, și atribuțiile sau funcțiile administrative sau managerială și funcția procesuală este strict stabilită în legislație în vigoare. Administrativ, articolul 11, legii cu privire la procuratură, dacă țin minte proces, și procesuală respectiv. Eu nu cred că în timpul apropiat trebuie să facem niște pași pentru schimbare sau îmbunătățirea atribuțiilor astea. Acum eu întorc. Legea care a fost adoptată în anul 2016 este destul de normă. Și eu cred că în mare parte legea a fost până acum nu este realizată. Cu regret am avut o procuratură în condițiile care am avut în țară. Deci eu cred că viitorul procuror general poate a realiza funcțiile care au managerială și procurorul general altfel. Așa că poate și să fie îndeplinite funcțiile procuraturii și să asigură și supremația legii și drepturile și interesele oamenilor. Ce ce referă, dumneavoastră vreți că eu să număr care atribuțiile managereale, da? Nu, bine, începem atunci, da, cât eu țin minte să știu. Procurorul general managereal, da, trebuie să prezinte procuratura în relațiile cu celelalte organele centrale. Procurorul general, la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor, numește procuror. Procurorul general aprobă regulamentul despre activitatea procuraturii. Procurorul general controlează activitatea toți procurori ierarhic care este în subordine lui. Procurorul general porniște, bineînțeles, dosarele penale în cazurile când este prevăzută legislația și dacă este necesar,
adresează la instituția respectivă pentru a primi permisul la atrage la răspundere penală oameni respectiv, în vedere judecător, da. Procurorul general aprobă structura procuraturii la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor. Procesuală, funcțiile sau atribuțiile procesuale aceleași ca și atribuțiile toți procurori, adică legate cu exercitarea urmăririi penală, cu conducerea urmăririi penală, susținerea învinuirii de stat, cu arcă procuror general conform codul procedurii penală este procurorul ierarhic superior pentru toți procurorii care sunt în subordinea lui. Și asta dă niște drepturi suplimentar. Bineînțeles că procurorul general supraveghează asupra sau face control asupra activității special operativ, asupra procedurii de primire, registrare petițiilor, declarațiilor. Mulțumesc. Poftim și alte întrebări? Îi oferim cuvântul la doamna Potencă, zicea că doamnele înainte. Poftim dumneavoastră. Bună, doamna președintă. Întâi și întâi totuși vreau să concretizez la întrebarea, răspunsul dumneavoastră la întrebarea domnului Luceac din existența anumitor documente la care dumneavoastră ați lucrat și poate au fost anumite publicații. Publicații în registrii de specialitate. Nu, în perioada înainte când eu am lucrat în calitate de procuror, dar asta a fost de mult. Atunci am avut careva publicații care a fost publicată în revistele, ziarele, dar după asta nu am avut nimic în... Dar totuși aveți. Totuși da, desigur, desigur. Totodată, având discuțiile în cadrul Procuraturii Generale, având niște generalizații, analize acolo, dar totodată am venit cu niște idei a promova bune practici, a elabora sau promova niște politici în domeniul urmăririi penale, în alte domeniile care este o preocupație procurorului general. Eu atunci, domnul Cușa, cer scuze, nu am înțeles întrebarea dumneavoastră. Dumneavoastră a spus că în fișă, în fișă este indicat, dar eu am înțeles că în fișă mea personală. Eu știu, în Sibiu, da, în Sibiu, dumneavoastră, nu este interesant. Nu sunt interesant să vă întrebați. Eu am făcut Sibiu așa foarte scurte. Deosebire de la alți candidați, la care participare la seminariilor, încredeți-mă că eu am cel mai mare participare la diferite seminarii legate cu sectorul justiție și sectorul de securitate. Asta e important pentru privat, dar pentru mine asta nu... Nu, no, Șușu? Eu am raport probleme adresa câteva întrebări dumneavoastră. Făcând cunoștință cu conceptul de dezvoltare profesională, am găsit o idee expusă dumneavoastră în care constatați necesitatea de revizuire criteriilor de evaluare a performanțelor procurorilor, pe nume criteriilor ce țin de reputație și integritate. Și vreau să dezvăluiți în ce sens de această propunere. Nu trebuie să avem un model, un model compartimentul procurorului.
Despre ce noi am vorbit puțin înainte, că fiecare procuror trebuie să avea niște calități care să-l permită a prezenta organul procuratorii. El nu trebuie să fie nu numai onest, el trebuie să fie o persoană dezvoltată. El trebuie să avea o atitudine cotidiană normală, adecvată. Comportament în fața oamenilor care, cu care el lucrează fiecare zi. Din acest punct de vedere. Domnul Dragar, în cazul în care veți ajunge în funcție de procuror general și unul din procuror de șef, un procuror de execuție, va veni cu anumite atitudini sau critici publice la adresa conducerii Procuraturii Generale, țin de mondul de management a instituțiilor, nu știu pe am diverse, doamne, ce se va întâmpla cu, cu acel procuror? Nimic. Noi toate procuratura, în procuratura nu va fi întrebări închise. Toate problemele, întrebările care va apăra, va fi discutate în mod deschis. Eu nu văd care o problemă cu asta. Atâta timp când noi avem atitudine critice la niște lucruri, atâta timp noi putem avem un succes în activitatea noastră. Deci, cred că dacă va avea și niște păreri critice, eu sunt gata totodată. Eu sunt deschis. Mai mult ca atât, că foarte bine când avem și alte păreri. Și părerile astea trebuie să fie discutate. Da, mă rog. Eu ca tot ca buzi, tot buzi. Să dăm o întrebare. Cum e să ne facem? Locul și rolul procuratorului de buzi, sistem procuratorului. Ca mult de întrebări, mult discuții, mă. Ce fel de discuții și întrebări? Ce aveți în vedere? Ну, да, прокуратура Гагаузия, мы специализированы в территории, а лечерли прокурору Гагаузии? Курикбет, что лечерли прокурору Гагаузии, что локу прокуратуре Гагаузии, тут фосполитизат курикбет. Процедура на мере прокурору Гагаузии требует фи очилашка, что тот с прокурором системы прокуратуры. Да, avem niște momente legate cu reglementarea numirii procurorului care este stabilită în lege cu, despre statutul UTA Găgăuzii. Și nu văd care e o problemă de a respecta regulile astea și promova și numi oameni în condițiile care prevăzut în lege cu privire la procuratorul. Eu singur am trecut procedura asta, și eu, și domnul Leciu după mine, da, și nu a fost nicio problemă. Ultimele modificări care au fost intrat în legea cu privire la procuratură, după mine, este chiar puțin neconstituțional. Deci schimbă modul și ordinea de numire procurorului Găgăuzii. Nu înțeleg cum poate membrii adunării populare a aprecia cunoștințele unui procuror. Și eu sunt sigur că modul și ordinea numirii procurorului trebuie să fie unic pentru toți. Și inclusiv și Procuratura Găgăuzii. Mulțumesc! Да,
iar în fața schimbării legii 2016, și a fost schimbat locul procuraturii în Gruzie. A fost la un moment dat tot trebuiau. Totuși, procuratorul Gruzie, procuratorul Gruzie este specială și pare că și atunci ce a citit, am fost mulți discuții în timp. Dar că atunci îmi pregăteți să sfârșit și nu vin procuratorii de Gruzie, măcar la un moment regional. Nu avem procuratorul din sistemul procuraturii, procuratura teritorială specializată. Are sens să modifica legea în cazul ăsta? Atât, în orice caz, este procuratura teritorială. Mai mult ca atât, când legislația în vigoare, noi nu avem așa noțiune de regiune. Da, avem autonomie care este reglementată prin legea specială. Dar noțiune regională nu avem în legislație. Și nu cred că trebuie ceva inventăm, special pentru procurator. Vă mulțumesc, altă întrebări? Da. Doamne, stai vorba. Eu vreau să spun că nu vreau să vă mulțumesc, ca și ceilalți colegi, v-ați expus foarte amplu problemele cu vedeți dumneavoastră viitor, în caz de. Dar aș vrea să concretizez la dumneavoastră, cu toate că uneva așa, tangențial dumneavoastră, vorbit. Colaborare, cum vedeți dumneavoastră, colaborarea Procuraturii Generale cu Parlamentul, Executivul, Sistemul Judecătorești. Deci vorbim de divizare puterilor la un stat, de cele trei puteri. Legislativă, Executivă și Judecătorești. Aveți dreptate că Procuratura fiind un organ autonom și independent, totuși este în sistemul organelor Republicii Moldova. Și colaborarea și cu Parlament, și cu Guvernul, și cu Institutul de Președinție, cu judecătorie și avocație o seama parte, trebuie să fie productive și trebuie bazată la legislația în vigoare. Cum putem promova niște modificări legii, da? Care noi suntem interesați. Numai prin acțiunile respective, procedura respectivă, care privește că noi adresăm propunerile noastre în guvern, guvern examinează asta și promovează mai departe. Dar totuși, dacă suntem cu interesat că modificările astea să fie promovate și modificările astea corespunde de careva așteptări din procuratorii. Trebuie și promovăm, trebuie și avem niște discuții. Adică asta este un lucru normal. Bine, și evident că trebuie să facem asta. Ceea ce referă cu sistemul cu judecători, cu avocați, cred că între noi trebuie să avea o platformă de dialog permanentă, de ce facem, în principiu, unul și același lucru, promovăm politica statului în domeniul urmărilor penale și trebuie să fim cointeresate. Și ce ține de apărarea drepturilor și interesul omului și ce ține de promovarea niște lucruri care va ameliora situația în domeniul ăsta. În expunerea dumneavoastră, v-aș referi la experiența de câțiva ani în urmă. Eu vă întreb, cum vedeți dumneavoastră colaborarea între Procuratură, Ministerul de Interne, Serviciul de Informații și Securitate? Bineînțeles că această colaborare trebuie să fie. Mai mult ca atât, asta reiese din legislația în vigoare, că procurorul, fiind o persoană care conduce de urmările penală, trebuie a promova niște reguli
unici pentru toți organii urmăririi penală. De aceasta trebuie să avea niște relații strânse. Mai mult ca atât, procurorul trebuie să participe și la pregătirea ofițerului de urmărire penală care a fost înainte, că săptămânal procurorul se vine în poliție și prezintă niște informații, ascultă informații despre dosarele penale, face un schimb de opinie, adică funcția procurorului și-a avut un rol așa educativ. Și bineînțeles că procurorul în relațiile cu ministerul ăsta trebuie să avea un rol de lider. Прокурор генерал, что прокурор треба курила релации între прокуратура и органы, которые аутанженцы к активитате. Благодарю вас. Еще одна вопрос. В легислации процедурала, процессуал пенала, и в легислации пенала, întâlнен синтагма термин резонабель, și bănuială rezonabilă. Ceea ce-i nou. Deci, dar nu uite nou de ieri de azi. Câțiva ani de la an, când a fost modificată legislația. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile astea? De exemplu, pe mine, ca un jurist și ca un fost procuror, mă deranjează sintagmele astea. Că ele nu sunt concretizate în legii, după mine. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile astea? Aveți dreptate. Eu tot am mari suspiciuni legate cu termenele rezonabile. Cu regret, aceste termene acum, în timpul actual, au rămas fără un control riguros din partea procurorilor ierarhii superioare. Și cred că noi trebuie să revenim la această problemă. Clarificăm ce înseamnă are sens să avea în legislație așa noțiuni și dacă chiar are, trebuie aprecia ce înseamnă termenele rezonabile și ce înseamnă invinuire sau bănuială rezonabilă. Asta și mai vastă. Și încă ultima întrebare, eu cer scuze, poate sunt mai insistent ca colegii mei. Cum vedeți dumneavoastră, în caz de Consiliul EU, hotărâri în favoarea dumneavoastră, când și deveniți procuror general, colaborarea cu mass media? Eu pledez pentru deschidere organelor procuratorii, pentru prezentarea informației necesare pentru mass media, mai ales legată cu dosarele de rezonanță. Și cred că mass media și societatea prin mass media trebuie să fie totodată informate despre activitatea organelor procuratorii. Deci, colaborare strânsă și cu mass media și cu societatea civilă. Anume, din această cale, noi putem revenim în crederea societății de activitatea de procuratorii. Să schimbăm spre bine imaginea procuratorii. Și cred că binevenit că noi vom promova politica asta. Și încă o întrebare. Mă adresez cu o concretizare. Dumneavoastră ați vorbit despre cadrul legal din legea privind la procuratură. Ați vorbit ceva. V-ați spus cum vedeți dumneavoastră. Dar, încă prin concretizare, considerați dumneavoastră că sunt careva lacune în legislație, în legea privind la procuratură, care ar trebui de smintă noi la dânsului să... Mă refer dumneavoastră, ați vorbit de o creare pe lângă procurorul general, o... Nu, eu nu cred că asta este... Da, un organ consultativ, care înainte a fost colegiul. Da. Acum, promovarea politicilor, de pildă, în domeniul urmăririi penale, pusă la umerele procurorului general.
Dar eu și dumneavoastră înțelegeți că procurorul general nu poate să fac lucrul ăsta singur. De aceea trebuie avea un organ unde întrebările astea vor fi discutate, generalizate, analizate și propune pentru realizare în sistemul urmăririi penală. Eu nu văd că asta este o lacunie în legislație, mai ales că în strategie de reformare a Procuraturii Generale nu este exclus. Nu este exclus crearea în așa fel de organ. Dar totuși eu țin minte discuțiile care am avut loc în perioada de pregătire, promovări legii actuale de Procuratură, că a fost oameni care au fost interziți chiar unul din candidații a fost împotrivă colegiului Procuraturii, spunând că asta este o moștenire negativă, moștenire. Sovet. Dar totuși... Sovet. Sovet? Sovet. O moștenire sovietic, cred că vă da, poate așa sovietic. Eu cred... Eu, pur și simplu, a fost o perioadă lungă membru al Colegiului Procuratorii. Și pentru mine, pentru un procuror tânăr, asta a fost o școală de pregătire. De aceea, eu am auzit acolo, am ascultat oamenii care, notoriu din sistemul Procuraturii, care au promovat niște lucruri bune. Procuratura nu este o structură închisă. Но требуя, мое лес, когда есть ворвы, где промывали, количество статус, он думал, урмурили пенала, он думал, апарели интересы, лаши дрептуя омулы. Ши, проблема ляса, он тебя требует софи дискутаты, дим пункт дивидели. Кум мерджи урмурили пенала, кум кондучим урмурили пенала, каре авем сентенцеле, кум афос апарут парчипанцы procesul. Și cred că dacă vom avea așa o analiză amplă, cred că va fi un beneficiu și pentru procuratură, și pentru organele de drept, și pentru toate sistemul de justiție. Domnul senator, toată schimbă în întrebare. Și vă las în pace. Eu știu cu certitudine că, iată, noi ne-am uitat că s-a vorbit aici, că Procuratura anual informează, deci, Parlamentul despre situația de lucruri în Procuratură. Așa, scurt spune. Da, da, da. Spun că știu cu certitudine că raportul respectiv se duce nu numai în Parlament. Se duce și la așa numiți partenerii noștri de dezvoltare. Mă întreb. De ce cauză raportul anual trebuie să fie expediat? Apoi, vă întreb și dumneavoastră, cum vă uitați la problema, da? Noi suntem un stat independent sau trebuie să mai informăm cineva? Nu trebuie să colaborăm inclusiv și cu partenerii de dezvoltare. Eu depind de rezolvarea multe probleme în procuratură, în primul rând legate cu dosarele rezonanțe, văd că avem nevoie de ajutorul lor. De aceea, cred că colaborarea asta va fi în viitor. Dar ceea ce referă prezentarea raportului sau darea de seamă anuală, asta este indicat, stabilit în lege. Că, iată, Procurorul General prezintă în Parlament, dar ceea ce referă alte organe nu este. Și nu văd necesitatea prezentării informației asta. Vă mulțumesc. Alte întrebări, dacă sunt? Da, stau și pe trei. Da, vă rog. Spuneți, rog, cum vedeți dumneavoastră responsabilizarea procurorilor în activitatea procesuală? Deoarece sunt multe cauze care stergiversează sau procurorii au atitudine necorespunzătoare în cadrul urmăririi penale. Da, aveți dreptate. Asta trebuie să fie un punct
așa de cheie, cu regret, avem și tergiversarea dosarelor penale, avem și încălcările grave în procesul de urmărire penală. Și procurorii, ca și în orice proces, trebuie să fie prevăzută responsabilitate și control. De aceea trebuie să prezentăm niște indici care va arăta legal sau ilegal a fost făcută unul și alte acțiuni penale, în ce termenele au fost dosarele terminate, expediați în judecată, legal sau întemeiat a fost oamenii pus sub învinuire. Eu nu vreau des amintesc perioada veche, dar țin minte că eu am fost din generația procurorilor care am avut ocazia chiar a aresta oamenii în anii 95, fiind procurorul Găgăuzii. Dar pentru fiecare sancțiune de arestare, nu am depus în Procuratură Generală un raport special, care a fost luat la control special. Și dacă ceva nu a fost așa, adică nu a fost întemeiat, atunci numai decât procurorul să fie tras la răspundere disciplinară. Și acea situație cu percheziții, și acea situație cu alte acțiuni penale care realizează drepturile omului. Dar situația care am ajuns acum, când fiecare săptămână noi facem show-urile mascați, asta nu este normal. De unde prezumția nevinovăției? De unde drepturile omului? Uitați-vă ce eu am spus, că un cunoscut a spus, nu a schimbat nimic. Uitați-vă, 3 săptămâni în urmă. Perchezițiile masive în companiile care importă pești. 2 săptămâni în urmă. Aceea o situație cu importatori și exportatori legume și fructe. Săptămâna asta, perchezițiile în rețea de hotelier. Ce înseamnă asta? Fiecare zi noi ieșim cu niște informații negative, cu informații neverificate. Și prezentăm asta, dar eu niciodată nu am auzit cu ce a terminat dosarele astea. Și cine trebuie să fie răspuns pentru asta? Dar cred că asta este o întrebare foarte și foarte actuală acum. De aceea eu sunt, aveți dreptate, sunt sigur, dumneavoastră, că trebuie să ridicăm nivelul de responsabilizare, anume din determinarea indicatorilor care influențează la proces de urmărire penală. Tot ce legate cu lezarea dreptului omului. Orice arest, orice reținere, orice alte acțiuni, asta lezează dreptul omului, dacă chiar a fost făcută curent. Mai ales în condițiile când aflarea în picioarul numărul 13 este recunoscut ca încălcarea dreptul omului. Sunt și alte întrebări? Domnul Stănov, vă mulțumim. Mulțumesc, domnule voastră. Doamna Lupașcu, vă rog, adunați fișele. Calculate toate punctajele între timp și așteptăm puțin.